Personalul auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriei Piatra Neamț aderă la formele de protest care au fost votate prin hotărârea adunării generale a blocului de sindical din care facem parte noastră, a sindicatului dicasterial, în care mai mult de jumătate din personalul de specialitate din cadrul judecătoriei Piatra Neamț face parte, sunt lideri de sindical. De asemenea, la formele de protest care au fost propuse de către liderii noștri de sindical și votate prin adunare generală, s-au afiliat și ceilalți colegi care nu sunt membri ai sindicatului, sub o formă de protest. Noi ne-am adunat pentru a atrage atenția tuturor decidenților că nu avem salarii plătite din 2017. Noi atragem atenția că nu vrem o mărire de salariu, vrem doar salariile noastre să fie puse în plată, așa cum sunt recunoscute prin actele administrative emise de fiecare ordonator de credite, curțile de apel. În urma întâlnirii dintre liderii de sindicat, cât și cu doamna președintă în alte curți de casație și justiție, cu ministrul finanțelor, s-a apreciat că nici anul acesta noi nu vom avea în buget sumele pentru plata integrală a salariilor, așa cum, repet, sunt prevăzute în lege din 2017 și întărite prin acte administrative la nivelul curților, și totodată nu ni se alocă nici fondurile necesare pentru plata diferențelor sau a sumelor a salariilor restante până în 2023. Repet, noi nu vrem o mărire de salariu, noi vrem să fim plătiți pentru munca pe care o desfășurăm, pentru potrivit salariului din cadrare și nu plafonat, așa cum grefierii din 2017, prin acele ordonanțe de la sfârșitul anului, sunt plafonați. Proteste pe termen nelimitat anunțate de grefieri. Aceștia cer, între altele, achitarea integrală a salariilor pe noiembrie, recunoscute și recalculate prin hotărâri judecătorești definitive. Sindicaliștii anunță că de astăzi grefierii vor participa doar la ședințele considerate urgente. Mai mult, aceștia amenință că în ziua votării bugetului de stat pentru anul viitor își vor întrerupe lucrul timp de 4 ore. Angajații din direcțiile de sănătate publică au intrat în a patra săptămână de proteste. Aceștia reclamă salariile mici din domeniu și spun că nu au mai beneficiat de majorări de cel puțin 6 ani. Cei aproximativ 4.100 de angajați din DSP-uri cer să fie asimilați cu colegii din Casa Națională de Asigurării de Sănătate, și personalul nemedical din sănătate a anunțat proteste tot din cauza banilor. Mâine, sindicaliștii TESA vor picheta Ministerul Sănătății. Tot atunci, o delegație a Uniunii TESA va discuta cu ministrul Alexandru Rafila. Sindicaliștii cer majorarea salariilor cu 25% și eliminarea discriminărilor în noua lege a salarizării. Polițiștii încep seria protestelor. Aceștia reclamă, între altele, salariile mici pe care le primesc, dar și măsurile fiscal-bugetare anunțate de guvern. Sindicaliștii vor picheta până joi sediile ministerelor de interne, finanțelor, muncii, dar și sediul guvernului. Reprezentanții polițiștilor cer sporuri mai mari, actualizarea salariilor cu rata inflației, dar și a normelor de hrană, de echipare și a compensației pentru chirie. Sindicaliștii vor bani în plus și pentru angajații MEAI care vor participa la alegerile de anul viitor, și amenință cu boicotarea tururilor de scrutin. România ar putea intra parțial în spațiul Schengen. Austria ar fi de acord să relaxeze veto-ul împotriva aderării României și Bulgariei. Guvernul de la Viena pune însă o serie de condiții. Austriecii vor mai multe controle la granițele terestre dintre România, Bulgaria și Ungaria, dar și acceptarea azilanților afgani și sirieni.
Simultan, Viena cere mai multe fonduri europene pentru protecția frontierelor. Vestea a fost primită cu optimism la București. Premierul Marcel Ciolacu a scris pe Facebook că am spart gheața și că Austria și-a flexibilizat poziția, iar românii nu vor mai fi nevoiți să stea la cozi când vor zbura în interiorul Uniunii Europene. Și președintele Senatului Nicolae Ciucă a reacționat, dar a fost ceva mai rezervat și a spus că o decizie ar putea fi luată într-un Consiliu GAI extraordinar care ar putea fi organizat până la finele anului. Reacțiile au fost împărțite însă la Bruxelles. Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a spus că trebuie să fim rezervați până când nu va fi oficializat și un calendar de aderare. Să fim foarte prudenți, foarte calculați. Negocierile continuă. Cătălin Predoiu va fi marți în Slovenia, va conduce aceste negocieri, dar asta nu înseamnă că în momentul ăsta lucrurile sunt stabilite, putem scoate sticlele de șampanie și să începem hora. Sunt încă rezervați și vă spun de ce. Sigur că e un pas înainte, clar o schimbare a poziției Austriei față de România, dar aici se discută încă două chestiuni. Cum va fi această decizie? Dacă decizia va fi una care să fie în doi pași și să fie luată o singură dată, adică o decizie care să cuprindă un calendar cu două etape, unu, deschiderea granițelor pe aeroportoar, ulterior, în vară sau toamnă, deschiderea granițelor pe terestru și feroviar, sau vor fi două decizii. Va fi o decizie pentru deschiderea granițelor pe aeroportoare, eventuala schimbarea calendarului pe 22-23 martie, sau vor fi două decizii, una acum pentru aeroportoar, respectiv una în august într-un alt summit. Mai avem un vot foarte important pe care Bulgaria trebuie să-l primească în Parlamentul de la Haga, amânat de pe data de 6, pe data de 14 sau 16 decembrie. La rândul său, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a salutat decizia Austriei și a spus că România a obținut o victorie de etapă. Este o victorie a României, trebuie spus foarte clar lucrul acesta, pentru că de 13 ani tot așteptăm să se întâmple ceva. Este o victorie de etapă. De fapt, dacă ne uităm un pic la cerințele vehiculate, vedem acolo nevoia ca Agenția Europeană în materie de protecție a frontierelor să se implice mai mult în a securiza chiar frontiera Bulgariei cu Turcia. Și ministrul de interne a reacționat după anunțul că Austria ar fi de acord cu relaxarea vetoului pentru aderarea la spațiul Schengen. Cătălin Predoiu este însă rezervat și a spus aseară într-o intervenție pentru Digi24 că negocierile continuă. Principala relevanță politică a acestei declarații este faptul că Austria în sine și-a schimbat poziția. Deci nu a mai fost acea poziție inflexibilă în această declarație, ci este o poziție schimbată. Au avut discuții permanente, au loc discuții permanente toate lunile prealabile acestei declarații. Contactul a fost permanent și la nivel de Minister de Interne și la nivel de Minister de Externe. Negocierile continuă. De acum înainte să intră pe un teren al discuțiilor tehnice și vor avea loc aceste discuții și cu ocazia forumului Salzburg la Slovenia, unde era planificat să avem această discuție, la nivelul Consiliului JAI și în plan bilateral. Mai departe, tot ce pot să spun este că vom continua și eu și toți cei implicați în aceste negocieri să muncim și să sperăm că românii vor avea parte de o bucurie de sărbători. Sperăm acest lucru. Dar încă suntem în plin proces de negociere. De marele pas a fost să trecem de la nu la da, dar să vedem în ce condiții. Parte dintre ele putem observa cu ochii liberi, sunt chestiuni care ajută inclusiv securizarea României și a teritoriului național. Deci sunt lucruri care ne folosesc și nouă să întărim frontiera. Pentru noi este important să existe o decizie unică în acest an, de aceea am și spus că sperăm ca toți românii să aibă parte de această bucurie, ocazia sărbătorilor. Momentele la care se împlinește efectiv în teren această decizie rămân în discuție. Mai sunt etape de parcurs. În primul rând, prima etapă importantă este votul din Parlamentul Olandez, discuția din Parlamentul Olandez, mandatul pe care guvernul olandez îl va primi în legătură cu reformele din Bulgaria pe justiție. Coaliția continuă creionarea bugetului de stat pentru 2024. Liderii PSD și PNL au avut discuții în weekend. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat majorării de salarii pentru bugetari, dar nu și pentru demnitari. Vor fi o majorare la tot sistemul bugetar de 5%, mai puțin pentru demnitari. Este o decizie foarte clară. Menținem 7, mergem chiar mai mult, fiindcă oricum a crescut PIB-ul
și mergem și mai mult pe investiții nominal, dar mergem la un procent de 7,3% pe investiții. Este cel mai mare buget pe investiții din istoria României. Avem un buget, iarăși istoric, la educație de 4,1%, deci o mărire de 60% a bugetului pe educație. Trebuie să ținem cont și de faptul că avem fonduri europene prinse în PNRR și în exercițiul financiar actual de aproape 12 miliarde în acest moment. Sunt cele mai mari investiții în sistemul de educație, în școli, în toată infrastructura. Majorările salariale pentru profesori vor fi acordate? Salariile profesorilor o să decid cu liderii de sindicat în aceste zile. Era normal să așteptăm să închidem întregul buget, să bugetez acești bani la Ministerul Educației. Sunt ferm convins că vom avea împreună o situație corectă. Cifra de deficit va fi, în primul rând, cu minimum mai puțin 0,5% față de deficitul care o să închidem anul acesta și va fi sub 5%. Toate sunt bugetate, și pensiile, și 13,8, și aplicarea legii pensiilor de la 1 septembrie, de fapt legea pensiilor se aplică de la 1 ianuarie, dar recalcularea de la 1 septembrie. Toate sunt bugetate, nu este o problemă. Premierul Marcel Ciolacu se va întâlni astăzi și cu guvernatorul BNR Mugur Isărescu pentru discuții despre buget. Guvernul ar trebui să finalizeze proiectul astfel încât să fie adoptat de Parlament până pe 22 decembrie. Andrei Baciu și-a dat demisia de la șefia Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Decizia vine după ce numele său a apărut în dosarul achiziției de vaccinuri anticovid. De altfel, Baciu a fost prezent astăzi la sediul DNA. Într-o primă reacție, el a scris pe Facebook că are încredere deplină în actul de justiție și că este convins că adevărul și dreptatea vor prevala. În dosarul vaccinurilor sunt urmăriți penal fostul premier Florin Cîțu, dar și foștii miniștri USR de la Sănătate, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă. Aceștia sunt acuzați de abuz în serviciu după ce ar fi cumpărat 10 de milioane de vaccinuri în plus, deși România avea suficiente doze la dispoziție. Prejudiciul din dosar sare de 1 miliard de euro. I-aș cere domnului Baciu să-și dea demisia. Am vorbit cu domnul Baciu, nu a fost nevoie să-i cer demisia, a fost o demisie de onoare, considerând că odată ce a fost vehiculat numele în acel dosar, își va da demisia de la Casa de Sănătate. Un grup de 8 persoane evacuate din fâșia Gaza a ajuns în weekend în țară. Este vorba despre cetățenii români și familiile lor, anunță Ministerul Român de Externe. Aceștia au fost evacuați din enclava palestiniană săptămâna trecută. Una dintre persoane a ales să rămână în Egipt. Până acum, 288 de români și membrii de familie au fost evacuați. În total, aproximativ 350 de români erau în fâșia Gaza la momentul izbucnirii războiului dintre teroriștii Hamas și armata israeliană. Egală seară între CFR și FCSB în etapa 19-a din Liga 1. Meciul s-a terminat 1-1. Golurile au fost marcate în prima repriză de Taxidis pentru CFR și Olaru pentru Roși Albaștri. FCSB se putea distanța, însă golul lui Coman din a doua repriză a fost anulat de arbitrajul video după un fault. Tot ieri Farul a învins-o cu 3-1 pe Petrolul, iar Hermannstadt s-a impus cu 2-1 în fața Universității Craiova. Naționala de handbal feminin joacă diseară ultima partidă de la Mondial. România va întâlni Polonia de la ora 19. Meciul este lipsit de miză după ce tricolorele au ratat calificarea în sferturi. România este pe locul 3 în grupa principală 3 de la Mondial. Lider este Germania, iar pe locul 2 este Danemarca. Ambele naționale sunt calificate deja în următoarea fază a competiției. Temperaturile cresc ușor astăzi, maximele termice se vor încadra între 0 și 11 grade, cerul va fi acoperit în toată țara. Sunt așteptate ploi în Banat și Crișana, precipitații mixte în Maramureș, Transilvania și Moldova, iar la munte va ninge. În capitală, vremea va fi închisă astăzi, la amiază termometrele vor arăta cel mult 5 grade Celsius.